Vopsim garduș și înăuntru lui leopardul crizei crește. Nu s-au luat măsuri ca OMV să crească producția de gaz ca să înmagazinăm necesarul pentru iarnă. N-am auzit ca cineva să miște lucrările la centrala de la Iernut. Scoatem în schimb la licitație mintea. În loc să o repornim, să avem electricitate la iarnă, dacă nu vom avea suficiente gaze. De ziua liberalilor vine domnul Ciucă să ne anunțe că investițiile sunt modul liberal de a face economia să prospere. De teorie suntem sătui. PNRR cam bate pasul pe loc. Abia acum adunăm documentele care trebuiau făcute în iarnă ca să accesăm 3 miliarde de euro. Iar ca să mergem înainte, domnul Boloș are liber să angajeze 500 de specialiști de la PNL. Păi dacă erau specialiști, erau deja îngrenați în proces, nu? Nu umblau brambura prin economie. Dar poate că galbenul carnet de partid dă competențe posesorilor de investiții. Așa cum pe carnetele roșii de partid se dau competențe pe ajutoare sociale unuia ca domnului Budai. Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, începe imperativ. Bună seara, domnule vicepreședinte PNL George Ciucu, purtător de cuvânt al organizației de la OLT, invitatul meu și al dumneavoastră din această seară. Bună seara tuturor telespectatorilor și mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și eu pentru prezență, domnule președinte. Ei cu ei am văzut, noi cu cei UDT-i, nu? Cât ni l-om permite și pe ăla. Haideți să începem cu festivitatea pe care ați avut-o marți, săptămâna în curs, 147 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal. Am văzut lume multă pe acolo, am văzut și foștii președinți PNL cu săgeți aruncate direct în sală, l-am văzut și pe președintele de fapt al PNL, domnul Iohannis. Domnul Valeriu Stoica spunea că se uită la politicieni și vede un grup de nevăzători. Domnul Crin Antonescu, un discurs fulminant la început, l-a mai îndulcit așa pe final. Spunea că trădările aparțin de drept Partidului Național Liberal, de la facerea lui încoace, sunt congenitale, spunea. Am văzut și șeruirii pe rețelele de socializare. Domnul Voiculescu și cu domnul Știrbu au stat un pic on air, ca să zic așa, on air, ca să șeruiască. N-au mai fost agenți electorali ai domnului Ciucă, au șeruit și și-au schimbat fotografii de coperți. V-am văzut și pe dumneavoastră urând la mulți ani liberalilor. Domnule, la mulți ani, la mulți ani. Dar poporul ăstea ce îi urați? Că nu prea se vede luminița de la capătul tunelului. Da. Pe 24 mai s-au împlinit 147 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal. A fost o zi de sărbătoare a Partidului Național Liberal, partidul cel mai vechi din România și partidul care a contribuit de-a lungul timpului la foarte multe evenimente importante ale României. Aș putea să spun chiar la toate evenimentele importante care s-au întâmplat în țara noastră. Da, mai importantă decât coaliția cu PSD de azi nu e niciun. Da. De ce zâmbiți? O să răspund și la asta. Era normal. Era o constatare. Da, o să răspund la constatare. Era normal să pun și eu personal, ca membru al Partidului Național Liberal, la mulți ani tuturor liberalilor, pentru că, până la urmă, asta este. A fost ziua Partidului Național Liberal, o zi care s-a sărbat și am spus la mulți ani liberalilor de pretutindeni, nu neapărat celor care sunt azi sau celor care sunt în regimentații politic, nu m-am referit aici doar la membrii de partid ai PNL. Sunt foarte mulți oameni care nu fac politică, dar au viziune liberală, gândire liberală și se simt liberali fără a fi înregimentați. La ceea ce a spus dumneavoastră despre coaliția cu PSD-ul făcută de către Partidul Național Liberal, îmi vine în minte o deviză a Angliei din secolul XIX,
care spunea că Anglia nu are prieteni și aliații permanenți, Anglia are interese permanente. Așa că Partidul Național Liberal are ca interes binele României, atât cât credem noi că putem să-l facem. Ca atare, Ca atare, această coaliție cu PSD-ul, deși este puțin contrafirii, ca să spun așa, s-a demonstrat că este soluția care dă stabilitate și liniște în țară, vorbesc aici pe eșichierul politic. Pe cum zicea domnul Dâncu de la Apărare? Zicea domnul Dâncu de la Apărare zilele trecute, intervievat de un coleg din presa centrală, că domne, noi în coaliție, deci ne înțelegem, suntem așa un tot unitar, nu mai știm care sunt liberali, care sunt socialdemocrați, noi suntem acolo toți, la guvernare, în coaliție, spre folosul poporului. Așa ce-și domnul Dâncu? Da, nu să comentez eu declarațiile domnului Dâncu, dar... Păi eu am întărit pe domnul Dâncu ce a spus noastră înainte, adică da, trebuie să mulțumiți. Așa cum știți, în coaliție este nevoie de consens. Nu fac parte din actul de guvernare ca să știu cum se desfășoară lucrurile acolo, dar din ceea ce vedem, sunt înțelegeri, sunt chestii care funcționează și cred eu că până la urmă se va merita efortul de a face această coaliție, că trebuie să recunoaștem, a fost un efort și greu de acceptat și din partea noastră a peneliștilor și din partea lor a PSD-iștilor. Să nu credeți că ei fac ore de bucurie că sunt la guvernare cu noi, așa cum nici noi nu facem ore de bucurie că suntem la guvernare cu PSD-ul. Dar asta a fost soluția. Până acum se demonstrează că este bună pentru că este liniște în plan politic. Asta ne mai lipsea acum, o criză politică la ceea ce se întâmplă în lume în aceste momente. Că până când o veni unul ca Olteanu, mă uit la dumneavoastră și mi-aduc aminte de fostul dumneavoastră coleg de partid de la PDL, Olteanu, știți? Broască. Cum făcea? Avem o broască. Am avut o broască și o avem aici în gât și nu putem să o ghițim deloc și trebuie să o dăm afară. Când s-o rupe șandramaua și-o sări broasca... Au trecut ani de zile de atunci și omenirea a evoluat, tehnologia a evoluat, oamenii în politică s-au schimbat în proporție de 70%. Auziți, domn președinte, că mi-e mai ușor așa să vă zic președinte, că eu sunt obișnuit așa cu președinții de... Dar eu sunt președintele de toate, la corabia, păi tocmai da. Tocmai de-aia vă și zic președinte, nu vă mai zic nici vicepreședinte, nici purtător de cuvânt, că sunt obișnuit așa cu președinții. Acum președinți avem peste tot și în scara de bloc la asociație avem președinte, deci nu, suntem o țară de președinți. Nu poate să funcționeze o asociație fără președinte. Deci o țară de președinți, da? Cu cel mai mare președinte al Republicii în frunte. Vreau să vă spun așa că folosul românilor, domne, eu am auzit sloganul ăsta de vreo 30 de ani încoace. Cred că fiecare dintre telespectatorii care ne privesc în această seară au auzit și același lucru. Dar nu vă întrebați așa dacă poporul ăsta care înghite de 30 de ani tot broaște, tot felurite broaște, mai poate, că la un moment dat dacă poporul ăsta dă broasca afară și văd că începe să o cam dea, pentru că cu toată economia minunată anunțată de domnul premier Ciucă, cu toate măsurile anunțate de domnul Budăi de la muncă, cu toată generozitatea a tot cuvântătorului președinte Iohannis, oamenii ies în stradă. Am avut în stradă profesorii și fiind profesor de formațiune profesională, domnule președinte, o să vorbim și despre profesorii în emisiunea asta. Că aveți acolo la educație un ministru liberal. Am avut în stradă salariații poștei române. Am avut în stradă polițiștii. Am avut în stradă transportatorii. Dom'le, ce pe lumea să iasă în stradă? Vedeți, de nebuni? În democrație așa se întâmplă. În toate democrațiile... Câinii latră, ursul merge, nu? În toate democrațiile sunt manifestări de stradă ale sindicatelor care sunt perfect legale, sunt făcute, anunțate cu aprobările legale și așa mai departe. E normal ca oamenii să vină să-și spună nemulțumirea. În ceea ce ține despre
popor. Și cum percepe aceste vremuri și ceea ce fac guvernanții în aceste momente, asta nu putem să vedem decât la alegerile care vor fi în 2024. E clar că dacă oamenii vor fi mulțumiți de ceea ce se întâmplă, sau o parte dintre ei, sau relativ mulțumiți, se va vedea la vot. Da? Vom vedea atunci, până la momentul adevărului, atunci se încheie meciul, se fac eforturi și în coaliție ceea ce se stabilește acum se consideră a fi bun pentru România. Rămâne de văzut. Spuneați dumneavoastră că ați urat la mulți ani nu numai membrilor de partid ai dumneavoastră, cât și celor simpatizanți. Da. Păi, domnule președinte, pe logica noastră, a celor de rând, cine a votat PNL a dat un vot împotriva PSD, cine a votat PSD a dat un vot împotriva PNL. Cum credeți că o să voteze oamenii ăștia în 2024? Unii cu PNL, unii cu PSD, clar. Ați considerat că ați pierdut din nucleul liberal pe această coaliție? Conform sondajelor, am fost în pierdere, într-o pierdere destul de mare undeva la începutul anului, când partidul ajunsese undeva la 17-18%. Pe ultimul sondaj făcut, PNL a crescut la 23-24% în sondaje. Adică s-a recuperat ceea ce se pierduse la începutul anului. De unde credeți că a venit această recuperare? Păi tocmai din această stabilitate pe care Partidul Național Liberal a oferit-o, stabilitatea politică. Am acceptat această coaliție cu PSD-ul pentru a fi liniște la guvernare. Și oamenii au înțeles. Nu toată lumea... Și știți cum este... Pentru la președinte, nici nu putea să nu acceptați. Că ba, la da. Noastră... Ba nu, pentru că la noastră în partid e pe... Se execută, nu se discută. Uitați-vă la Câțu, care a mărâit. Unde e Câțu acum? E pe la Helsinki. Păi. E președintele Senatului. Dar în fruntea Partidului Liberal echipa câștigătoare campa? Da, dar vedeți, până la urmă Florin Câțu a fost cel care a înțeles, a demisionat, nu asta să facă circ, și a înțeles că până la urmă, și e normal să fie așa, ca prim-ministru să fie și președintele partidului. Asta este peste tot, nu doar la noi. Nu cred că, știu eu, o să vedem vreodată... Păi și atunci de ce l-ați mai ales pe Câțu cu atâtea lături înainte de congres, moment, ca să faceți un congres expres și să-l puneți pe ciucă? La 25 septembrie, din ce un congres ca un expres, nu expres. În 25 septembrie, din ce ne amintim, Florin Câțu era prim-ministru României și era președinte, și a devenit președintele Partidului Național Liberal. Și după aia l-ați dat cu ștrapii sus. S-a ajuns la concluzia că așa este mai bine pentru partid și funcționează. Ce adică funcționează? De la numirea domnului Ciucă, de la alegerea domnului Ciucă ca președinte al PNL, partidul a început să crească. Și asta se vede pe sondaje, nu pot să spun eu ceea ce reiese din sondajele care sunt făcute la nivel național. Da, de domnul Bode vă place? Că l-aveți secretar general acum, nu știți cine e domnul Bode? Ba da, știu cine e domnul Bode. Care a țipat pe bancheta din spate de la atâta stres și a sudare folosul românilor, nu din alte considerente. Nu trebuie să-mi placă mie de domnul Bode, trebuie și nu trebuie să-i placă nimănui. Aici nu este vorba păi de eu vă prietenie. Trec ca liberal. Da, aici nu este vorba de prietenie, de afinități, de, nu știu, decât să fie pe o poziție, pe o funcție importantă un om care mie să-mi placă, că suntem oameni și toți avem anumite să afinități. Să vă placă în partid, așa. Care mie să-mi placă și să nu facă nimic bine, mai bine prefer să fie cineva care nu-mi place atât de mult, dar să facă lucrurile să meargă. Este la început de drum și vedem ce va face domnul Bode și care vor fi rezultatele. Dar pe partea de ministeriabil, așa vă place? În general, sunt de acord cu ceea ce face guvernul până în acest moment. Mai sunt mici chestii pe la unele ministere pe care eu nu le agrez, dar asta nu înseamnă că... Care ar fi alea? Bănuiesc că fac parte din ministerele PSD, că dacă dumneavoastră nu agreați PSD-ul, automat că vă uitați în curtea lor mai mult decât în a dumneavoastră. Nu aș vrea să spun acum că sunt de la PSD sau sunt de la PNL. E clar că nu sunt genul de om care să spun că, domnule, totul este perfect. Că nu se poate. Degeaba atingem perfecțiunea. Vă întreb altfel. Înțeleg acum oficial că domnul ministru, prim-ministru Ciucă,
evaluează miniștrii. Da. Deci intră miniștri într-o evaluare. Și ce ai PNL-ului și ce ai PSD-ului. E apanajul primului ministru să se întâmple asta. Dacă ați fi domnul Ciucă, ce nu v-ar place? Pe cine ați putea și ați putea remania, pentru că... Nu aș vrea să vorbesc de remaniere, aș vrea să spun la... Trage de ureche atunci. Aș vrea să spun general... Ce ați avea a reproșat? Eu țin, în general, eu țin foarte mult la comunicare și știți lucrul acesta, că l-am tot discutat. În primul rând, aș cere comunicare, transparență pe absolut toate ministerele. Iar în momentul în care ieșim și spunem ceva... În coaliție s-a stabilit și o să, dacă îmi permiteți, chiar o să aduc ceva. Spre exemplu, am văzut știrea de ieri, în coaliție s-a stabilit că se pot suspenda 9 luni ratele la bancă. Da, da? E o măsură asumată. Bun. PNL asta, e clar. E o măsură asumată PNL. Bun. Ei, eu aici aș fi dorit să văd o comunicare exemplară și am să spun și de ce. Pentru că e foarte bine că se întâmplă acest lucru, că oamenii își pot suspenda ratele până credeți la 9 luni. Credeți dumneavoastră, domnule președinte? Da. Specialiștii bancari sunt de altă părere. Bun, dar unde este problema? Nu s-a explicat clar. Adică omului trebuie să-i se spună așa, domnule, această măsură de suspendare spune că se poate până în 9 luni. Acela este maximul. Un om poate să suspende solid. Și cu un argument solid. Un om poate să-și suspende rata fie o lună, fie două luni, fie trei luni. Fie să facă cerere de 9 luni, dar să vină după 2 luni și să spună, domnule, eu vreau să-mi reiau, nu mai am nevoie de suspendarea respectivă, că mi-am revenit. Păi și așa nu? O fi? Păi așa trebuie să fie, așa este. Nu... De unde știți? Că noi nu știm. Păi așa este, o să vedeți. Da? Nu este, altfel nu se poate. Nu, păi vedeți, ajungem la comunicare. Păi asta încerc să le explic oamenilor acum. Argument solid. Ce înseamnă argument solid? Eu, George Ciucu, am credit la bancă, da? Nu mi se pare corect ca banca să-mi aprobe mie suspendarea ratei pe 9 luni, atâta timp cât locul de muncă nu mi l-am pierdut, salariul nu mi-a fost diminuat, cauze medicale, mulțumesc Dumnezeu, nu am. Deci ar trebui să le explice oamenilor. Pentru că avem și o categorie de cetățeni și, în general, românii, foarte mulți au credită la bancă, care nu au o educație financiară bine pusă la punct. Și au auzit că, domne, 9 luni de zile nu mai pot să nu mai plătesc banca. Păi România educată, domnule. Gata, sunt și eu acolo și fac cerere să nu mai plătesc 9 luni rata. Dacă dă-i dracu, îi vedea eu ce-o fi după 9 luni de zile, dar măcar astea 9 luni de zile nu mai plătesc. E, aici e o greșeală. De ce? Această măsură este dată, în primul rând, sunt foarte multe credite ipotecare. Foarte mulți români și-au achiziționat locuințe prin credit ipotecar. Și li s-a triplat rata. Adică, acel credit, da, acel credit ipotecar înseamnă că omul a garantat cu casa respectivă. Păi, cu dacă casa este în incapacitate de plată, da? Adică dacă nu mai are serviciu. Dacă nu mai are serviciu. Sau domnule președinte, are serviciu, dar triplându-i se rata, ajungând de la o rată de 7 milioane, vorbim în lei vechi, da? La una de 25 de milioane în lei vechi, care consumă 3 sferturi din salariul pe care îl are, dacă nu cumva. Da, de obicei, la minim pe economie nu dau băncile. Da. Omul ar mare din ce trăi. Da, asta spun și eu. Și atunci această măsură era necesară. Dar trebuie să le explicăm oamenilor foarte clar. Am să dau, dacă îmi permiteți, am să dau un exemplu. Un cetățean merge și face un credit de 10.000 de lei. Da? Adică 100 de milioane în bani vechi. Și să zicem că are o dobândă anuală efectivă, acel DAE de care tot vorbim, de 12% pe care an. Care e variabilă. Bun. Sunt credite cu dobândă variabilă, credite cu dobândă fixă. Aici nu, sunt credite cu dobândă fixă numai în primii 3 sau 5 ani. După aia dobânda devine variabilă. Stați puțin, creditele de consum personal. Ați intrat pe creditele de consum. Da, asta am spus. Creditele de consum personal se fac pe un maxim de 60 de luni unde dobânda este fixă. Fixă, da. Bun. Și un om achiziționează un credit de 10.000 de lei, da? La cei 10.000 de lei are o dobândă anuală de 12%. Adică trebuie să dea 12 milioane pe an, 1.200 de lei pe an, ceea ce înseamnă 100 de lei pe lună. Am dat acest exemplu ca să reușesc să mă fac înțeles. De aici rezultă că în 24 de luni, să zicem că a pus creditul pe 24 de luni, omul trebuie să plătească 2.400 de lei dobândă la cei 10.000 de lei pe care i-a luat. 100 de lei pe lună. Bun, toate bune și frumoase.
Acel cetățean merge acum și face cerere la bancă ca timp de 9 luni de zile să nu suspende ratele. Bun, asta ce înseamnă? Creditul respectiv se va prelungi cu 9 luni. În loc de 24 de luni, va fi pe 35 de luni. Unde este dobândă fixă, unde este dobândă variabilă, cu robor care crește din 3 în 3 luni, în 9 luni de zile, ce nu plătește acum, poți să te înglobi mai rău. Da, se ajunge să se plătească dobândă la dobândă, asta vreți să spuneți. Eu spun de cel cu dobânda fixă, da? Ca să oamenii vreau să-i fac să înțeleagă în cele mai dobânda fixă în cel mai fericit caz. Marea parte a creditelor de consum sunt cu dobândă fixă. Pe ipotecare e altceva. Bun. După 24 de luni se prelungește cu 9 luni perioada acestui credit, da? Și acum banca vine și spune, păi stai puțin, eu ți-am dat acești bani, ți-am prelungit cu 9 luni, dar mie trebuie să-mi dai acea 100 de lei pe lună dobândă. Deci clar, dobânda va și crește cu 100 de lei pe lună, vorbind de creditul de 10.000 de lei. Ca atare, eu o văd așa. Oamenii care chiar au probleme, că au rămas fără serviciu și că chiar nu au cum să-și plătească creditele. Opriți-vă puțin, tot pentru telespectatori, da? Trebuie să facem un dialog pe tema asta, da. Zic eu. Oamenii care nu au rămas fără serviciu, spuneți dumneavoastră. Păi, domnule președinte, eu vă întreb așa, ce garanție are omul care a rămas fără serviciu într-o Românie cum este astăzi, că în 9 luni de zile omul ăla vine și își găsește alt serviciu? Nu are nicio garanție. Doamna Laura, noi astăzi știți câte locuri sunt scoase zilnic în județul Olt, nu spun în altă parte, locuri de muncă, dar care sunt refuzate. Vreți să spuneți că suntem și puturoși și refuzăm să muncim? Eu nu permit să fac oamenii puturoși, păi, dacă refuză să muncească, loc de muncă scos pe ajo o femeie, da, și te duci și nu-ți convine. Poate că e departe, poate că nu, e la 100 de kilometri și n-are bani de transport. Am prieteni care au afaceri. Hai să vorbesc de orașul Corabia, care pare un oraș terminat, da? Am prieteni care au afaceri în Corabia și care mă sună, pentru că terminat din punct de vedere industrial. Să nu creadă lumea că a dat cineva cu vreo bombă și ați picat ca muștele pe acolo. Bun, am prieteni care mă sună. Știu că am un cer destul de mare de cunoștințe, așa, și apelează la mine. Vreau să mă credeți. Este imposibil să găsesc persoane care să lucreze în spălătorii auto. Este imposibil să găsesc persoane care să lucreze ca vânzători, gestionari, muncitori prin profi, diverse marketuri, care nu au nicio sursă de venit. Pentru că sunt oameni care doresc să angajeze pentru fabricuței în astea de textile, pentru mai știu eu ce. Și nu au oameni. Dumneavoastră mă credeți că la Corabia, la momentul ăla... Nu se face contract de muncă, se plătește salariul minim, se negociază... Păi atunci ajungeți la vorba mea că sunt puturoși. Da, locuri de muncă sunt, dar acum trebuie să mai și vrem să muncim. Pentru că ajung încă o dată la aceste chestii, că dacă nu mi se pare normal ca o persoană la 40 ceva de ani să spună, păi da, de ce să mă duc eu la muncă, care mama pensie, tata pensie, las că ne descurcăm acolo acasă. Da, da, de obicei cei care sunt săriți de 50-55 se duc săraci și vor să muncească și eu vă spun aici e o altă problemă. Și nu-i primesc din cauza vârstei. Deci se love angajatorul, care până la urmă e privat, da? Da, depinde ce trebuie să facă omul respectiv la Domne, locul de muncă. Eu da? Vă spun că nu. Dar, și vă mai spun, și știți că sunt genul care vine și vorbește, nu mă dau pe după cireș și așa. Toată lumea vrea la stat. Deci toată lumea vrea la stat. Toată lumea vrea paznic, vrea la, știu eu, nu știu ce, să șteargă geamul. Toată lumea vrea la stat, dar e bugetar. Deci la bugetar, dacă se scoate un post de îngrijitor la o grădință, să zic așa, sunt 10-15 care candidează pe postul respectiv. Și stau și îmi pun întrebarea, de ce? Pentru că au o siguranță a salariului, mă gândesc eu, și mai au o siguranță a unei pensii. Bun, și aș vrea pensia e sigură și de la privat, pentru că nu mai merge. Și plătesc, nu mai există contracte la negru, din ce cunosc eu. Și revin la chestia cu creditele. Deci să fie foarte atenți și să solicite aceste suspendări de plată doar dacă strânge rău. Da? Nu de dragul de a... Pentru că... Nu, zice, e vara, am trei luni de zile, mă duc și eu un pic la mare, până în decembrie la munte și după aia văd eu ce fac. Este deci a fost este o măsură dată
pentru a nu se ajunge, și știu aici, pentru că lucrez puțin prin sistemul bancar, știu. Pentru a nu se ajunge la, pierderi de apartamente, de case, pentru a nu se ajunge la executări silite, pentru că un credit care nu este achitat, modalitatea de a-și recupera, deci banca, IFN-ul, cel care i-a acordat, îi recuperează prin executor judecătoresc. În momentul în care s-a dus la executor judecătoresc, pe omul care are creditul, pică și cheltuiala de executare. Rămâne și fără casă, plătește și girantul locului, care de obicei e un apropiat din familie sau... Și se duc, adică vorbim aici și știu ce spun, să zicem la o sumă de recuperat de 10.000 de lei la un om care ajunge la executare, în loc de 10.000 de lei plătește undeva în jur de 13.000-13.500. Numai executorul, poate. Nu, cu cheltuielile, cu tot. Da. Cu totul plătește, tot. Adică o treime îi se adaugă la ceea ce are de dat. Și asta spun... Domnule președinte, dar eu vă întreb altceva. Dacă tot lucrăm așa în folosul poporului și spre binele lui și pentru nivelul lui de trai ridicat, nu vi se părea normal să se pună luminații din Palatul Victoria și din Parlament, de ce nu? Și de oriunde, că avem mulți luminați în țara asta, slavă Domnului, pe punctul ăsta de vedere, pe zona asta, ca să vorbesc și eu ca politicienii, să se pună la o masă și să găsească actul normativ, legal, încât să le dea oamenilor o altă posibilitate și să spună în felul următor: te las 9 luni de zile să nu plătești rata, dar plătește în dobândă, ca să nu te mai încarc cu dobândă la dobândă. Și poate că omul i-ar fi fost mult mai de folos și mult mai de ajutor să-și plătească dobânda și să știe că în momentul în care peste 3 sau peste 9 luni își reia creditul, că asta este obligativitatea, să stea liniștit că și-a plătit dobânda și că dă doar rata din urmă și intră normal cu rată și dobândă. Adică de ce trebuie noi să furăm în halul ăsta un amărât că nimeni n-o face de bine, în loc să-l ajutăm realmente, să spunem: domne, plătește doar dobânda, te suspend decât pe rată. Păi nu mai facem profit cu dobândă la dobândă. Păi da, și rata când s-o dea? Peste celelalte 9 luni. Să s-o plătească dobândă. Nu. După 9 luni, după ce termină, nu mai plătești rată și dobândă 9 luni din urmă. Da? Plătești doar rata și dobânda, dând-o în alea 9 luni, nu mai ai dobândă la dobândă, pentru că dobânda asta cu suspendarea pe 9 luni va crește. Păi nu se pune dobândă la dobândă, dobânda rămâne aceeași, doar că se prelungește, pe cele 9 luni cu care se prelungește creditul, da? Se mai aplică partea de dobândă, că banii sunt pe 9 luni în plus. Domnule președinte, la un credit ipotecar, da, în primii 9 ani, da, dobânda este de 95%. Pe ăla nu l-a ajuns cu nimic. Așa este, pentru că așa vin. Prima dată vine dobânda mare, păi și atunci unde-i folosul? Crește. Unde-i folosul? Unde e folosul și binele poporului? Ce pot eu să spun aici? Vedeți că se pot face... vedeți, e măsură liberală, sunteți liberal, păi, adică... E măsură liberală pentru a-i ajuta pe oamenii, asta am și spus. Păi da, dar dacă mă întrebați pe mine, eu îi sfătuiesc pe oameni să nu apeleze la aceste suspendări. Mi se pare că vă faceți că îi ajutați, după cum, ca să intrăm și în zona cealaltă, să nu creadă lumea că sunt pesedistă, deși mă fac unii, e treaba lor, e problema lor, să fie sănătoși. După cum, ajutorul ăla de 700 de lei, dat o singură dată, ca să ne înțelegem, că oamenii trebuie să știe, cei cu pensie sub 2000 de lei nu primesc în fiecare lună 700 de lei. Doar în luna iulie. Primesc o singură dată în luna iulie. Iar nu mi se pare ceva wow și un mare ajutor, ca să nu mai vorbim de faptul că pensionarii, nici nu știu cum să zic, societatea pensionarilor, da, până la urmă sunt societate și pensionarii au societatea lor în societatea asta multilateral dezvoltată în care trăim noi azi. Domnule, au fragmentat, sunt unii care spun, dar de ce să-i dea lui ea, care are sub 2000 și a muncit 15 ani de zile, și eu după 45 de ani de muncă am 2100 și eu nu iau. Da,
sau 2000 un leu. Da, nu, și eu așa, nu iau. Adică, vedeți? Discuțiile astea au tot fost. A mai fost în luna ianuarie. Să le gândească aia care le aruncă pe piață. A mai fost în luna ianuarie, dacă vă amintiți, când tot la fel s-au dat 1200 de lei sau ceva de genul, mai știu, în fine. Celor eu nu zic că aveau, nu sunt buni. Celor care aveau pensii pentru sub 1500 de lei. Sunt buni. Pentru dar că pe ansamblu nu ajuți, asta vreau eu să spun. Că, nu știu, ceva, am senzația că te faci că ajuți. Este ceva... Sau vino dat... și spune clar cu subiect și predica, bă, fraților, bă, e criză, bă, e război, bă, e recesiune, mă, se întâmplă o nebunie în toată lumea asta, nu mai vorbim de Europa, deja am luat-o pe mapa mond, da? Da, am, lumea tot, a luat-o razna pe mapa mond, da? Bă, atâția sunt banii noștri, atâta avem... Ăsta e sacul. Să știți că totuși pentru... Aici ne, ne putem întinde. Da. Să știți că totuși pentru pensionarii cu pensii sub 2000 de lei, acest ajutor de 700 de lei e binevenit. Eu n-am spus că nu e binevenit. Pentru că... eu am spus că nu rezolvă soluția în sine, domnule Ciucu. Nu rezolvă în sine. Ce faceți dumneavoastră, liberalii, și ce fac și colegii dumneavoastră din coaliție, nu mai pun opoziția la socoteală că ea... În afară de spectacol la AUR și de circ la USR, aia nu e opoziție. Deci aia nu este opoziție. Adică opoziția să vină și să urle momentul în care vin cu soluții clare, concrete și viabile și spun, uite bă, ne-am venit cu soluția asta la pensii, ne-am venit cu soluția asta la ratele la bănci. Da, ăștia de la guvernare nu înțeleg. Uite, a noastră e așa, nu fac asta. Ei doar stau și chibițesc pe stadion. Păi unii sunt din galerie, da? Și unii sunt care au fost la guvernare și s-a văzut că au făcut praf acolo. Și atunci, o să vedeți ce face și dumneavoastră. Nu cu praf ăsta, că praf cred că ne face, da, e că ne faceți pe noi, nu vă faceți pe noastră. Asta spun, că tot pachetul ăsta de măsuri, domnule Ciucu, avem așa, în mâna dreaptă, suspendare de rate, 700 odată pe lună la unii, voucher odată la două luni de 4 milioane 17 lei, că atâta e valoarea de 50 de euro acum. Și în dreapta, cum? În stânga... E 250 de lei. Mă rog, este 50 de euro, cât o fi. 50, da, 250, e 4 milioane, cât e. 250 odată de lei pe două luni, da. Așa. Și în mâna stângă, deci asta avem, da? Astea avem. Aici, în dreapta. Și în mâna stângă avem o să, vom și rămânem tot ca proști. Vedeți, acum, dacă bugetarii au primit tichetele de vacanță, cele de 1450 de lei, pentru micii agricultori sunt acele... Lăsă-mi, nu mai trageți pe bugetari. Stați puțin. Pentru că sunt privați care plătesc, uite, în construcție 3000 de lei salariu și au și ea bonificații și credeți-mă, vorbesc cu oameni de afaceri care au o firmă de construcții, plătesc foarte bine și vorba noastră se vaită că nu găsesc. Că nu se duc la muncă. Păi dacă au plecat în afară... Am spus că ce să mai găsești? Atâta timp cât aceste măsuri există și au fost ajutați și micii agricultori cu programul Tomata, programul Usturoi și mai spre acolo, mai rog, cel programul de 3000 de euro pe an, s-a ajuns la concluzia că și pensionarii, vă dați seama că sunt niște analize făcute, și pensionarii trebuie ajutați. Eu n-am cu zis că nu e bine. Da? Și atât se dar poate. Am zis că nu rezolvă... Asta își permite, este, până la urmă, este un impact bugetar, dacă nu mă înșel, de vreo 3 miliarde și ceva de lei. Dar de ce să nu indexezi cu inflația? De ce? Că te duce mai mult și că nu ai de unde. Nu? Păi, trebuia problema, să indexezi cu inflația producere pe fiecare lună. Că în legea pensiilor aia, că au tot înjurat ăștia pe Olguța Vasilescu, dar a făcut-o, era bună. Și acum ar fi trebuit aplicată. Nu s-a mai aplicat de când a venit la dumneavoastră, doamna Turcan. Dar domne, indexează cu inflația. De ce inflația prea mare și trebuie punctul să indexezi și acolo chiar sunt bani de dat. Păi, pe drept, nu pe nedrept. Problema e de unde luăm banii. Ce păi nu știu, domne, asta e problema luminaților. Că nu e nici problema a Laurei Mirea, nici a lui George Ciucu. Seama că e așa... problema luminaților care s-au angajat să intre la o guvernare spre binele poporului. Nu-i problema mea, că eu nu sunt luminată. Eu sunt bătută în cap. Eu
rămân la părerea mea că aceste, măsuri sunt bune, că atât se poate deocamdată și sunt convins că vor mai urma și alte măsuri. Vine iarna și o să vedeți că puneți batista pe țambal și vine vântul și o suflă și țambalul rămâne la fel. Este foarte greu. Și prăfuit. Traversăm o perioadă grea, așa cum spunea și dumneavoastră, este o nebunie la nivel mondial, nu doar la noi. Pe mine, dacă mă deranjează ceva, mă deranjează foarte tare ce vor să facă cu acea impozitare progresivă. Deci aia e de noaptea minții. Ne apucăm acum să facem. Dar de ce să fie de noaptea minții? Pentru că, până la urmă... Dar de ce să nu dea mai mult multinaționalele și aia care au mai mult? Dar de ce, domnul președinte, știți cât plătește un club de fițe în Mamaia, unde se cară șampanie cu roaba de 50 de milioane de lei vechi sticla, impozit pe un an de zile? Știți cât plătește? Nu, n-am de unde să știu. 500 de milioane! Păi 500 de milioane ăla îi face în două ore. Eu vorbesc aici de... Adică de ce? Eu am înțeles de ce să vorbiți. De ce nu vorbesc de salarii. Adică vorbesc de un om care încasează un salariu de, să zic, 3.500-4.000 de lei, ceea ce... Lasă că la nu e foarte afectat. Ba, pierde 10%, e destul de afectat. Nu pierde 10%. Una e să pierzi 10% din 15 milioane, alta e să câștigi 20% din 150. De ce nu impozitați pensiile speciale? Păi la de ce nu le impozitați? De ce nu umblați pensiile, la ele? Pensiile speciale, din punctul meu de vedere, trebuie anulate, nu impozitate. Trebuie desfințate. Asta cu anulatul e praful deci nostru. Trebuie da. Desfințate. A venit Radeș Bogdan și l-a desfințat în 30 de zile. Ce să spun? Dar aici, de pensiile astea speciale, nu se leagă nimeni, că n-aveți curaj politic, n-aveți curaj. Voință politică și curaj politic, pentru că sunt ale CCR-ului, sunt ale magistraților, care sunt Dumnezei acestei țări și vai de cap meu, de ce să ne atingem de Dumnezei României? Niciodată nu o să vă legați aceste pensii. V-am spus punctul meu de vedere. Bun. Deci pe soluțiile astea, nu știu, ziceți-le cum vreți, rămâne cum am stabilit. Asta este, mi se pare, doar băgat gunoiul sub preș și nu se rezolvă sub nicio formă ceea ce trebuie să se rezolve deci, în țara asta. Nu, asta nu înseamnă că, să zic așa, cu aceste măsuri se vindecă boala. Nu, se ameliorează. Primesc un ajutor, asta am spus. Boală lungă, moarte curată, vă pot spune și eu. Păi, și dacă nu se dădeau până la urmă, era mai bine? Domnule președinte, păi, sincer acum, suntem țara cu cea mai mare evaziune fiscală din România. Pe zona să-și asta... Să-și facă treaba cei de la ANAF și cine are de făcut pe zona acolo, asta, că eu știu că păi în România... Au început să-și o facă, da. Să-și o facă și chiar mă bucur să văd au asta. Au găsit corupții, pentru că, sincer, cu afezele și profesorii că, cu meditațiile. Da, pentru că, sincer, am început să mă plictisesc. Am început să mă plictisesc de pândă. Da? Ca să vin de la Corabia la Slatina să particip într-o emisiune de o oră, trebuie să merg atent și să am, dacă se poate, și doi oameni lângă mine să-mi atrag atenția, că la noi se face pândă. Intri în localitate, stă cu semnul pitulat. Vă referiți la poliție? Da, stau cu semnele pitulate pe după copaci, ai intrat în localitate cu 62, slavă îți dau amendă. Slavă domnul Bode! Făcut, nu e ministru dumneavoastră, dacă Bodele Bode spune stați la pândă, radeții, rupeți tot să aducem bani la buget, dar nu cred eu că gândește deci, Bode așa. Aș vrea să-și deci facă nu. Și vreau să-și facă că oamenii ăștia din amenzi nu cred că cei din ANAF, cei care sunt responsabili. Dar intră pe zona asta evaziunii. Cei care sunt responsabili și indiferent cum îl cheamă, cine e și ce culoare are părul sau ochii, să ai greșit, plătești și gata. Asta este. Așa trebuie. Pentru că, vedeți, și aici stăteam de vorbă cu cineva și sunt atâtea pe care, sincer, încerc de ani de zile. Deci, am avut o problemă pe vremuri care s-a rezolvat. Cred că am țipat atât de tare încât am fost ajuns pe unde am fost auzit pe la București, pe unde am fost și s-a rezolvat. În urmă cu ani de zile, ca să fii profesor, să lucrezi la învățământ. După ce ați țipat. Da, ca să lucrezi la învățământ, ca să lucrezi, nu știu dacă știți asta, cu ani de zile în urmă, când te duceai să te angajezi profesor, da, în sistemul public de învățământ, nu se cerea cazier. Și am spus, domnule, dar eu am diplomă de profesor, da, și pot să fiu un răufăcător, să fi avut probleme de viol, de deviații comportamentale, mai știu eu, și să-i făcut pușcărie, da? Și după ce am strigat o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 5 ori, au ajuns în cele din urmă, să pună și acolo și cadrele didactice să aibă cazier la angajare.
Deci dacă luam pe unul să-l pun om de serviciu în școală, trebuia să aibă cazier, profesorul nu trebuia să aibă, da? Și sunt profesori meseriei și mulți colegi de-ai mi spuneau, dar ce faci că ne denigrezi? Și nu denigrez pe nimeni, dar mi se pare normal să fie pentru toată lumea la fel. Așa și acum, stăteam de vorbă cu cineva și îmi râdea și îmi zicea, și știi de unde fac cei mai mulți bani? De unde? Din flori. Păi zic, de ce? Am crezut că e o glumă că mă ia la mișto și zic, păi da. De ce din flori? Păi zice, hai să spun care e afacerea. Cumpăr florile la kilogram și le vând la fir. Păi da. De unde, cum o să-mi facă mie dovada vreodată că am... Păi să am sări în piețe? Ba da, păi am arăți ăștia de le iau marfa. Păi vedeți, păi, că există perisabilități și nu știu, păi și asta spun, să-și facă datoria. Dom'le, un kilogram de trandafir, nu știu, are, într-un kilogram de trandafir intră 9 fire. Într-un kilogram de garoafe intră 27 de fire, da? Cât e firul ăla, cât e firul ăla. Asta să facă. Să ne lase cu pânda și cu alte chestii din astea, că sunt puțin supărat pe treburile astea. Și la fel. Ce folos? La... Toată țara e supărată. Luăm publicitate și ne întoarcem. Din nou în direct, doamnelor și domnilor, domnul George Ciucu, domnul profesor George Ciucu, președintele PNL Volta, o premoniție a doua oară când veniți. Nu, doamnă, nu. Sau a treia oară. Nu, și niciodată să nu spui niciodată în politică. Președintele PNL Volta. Hai că nu se supără domnul Voiculescu. Nu e vorba de domnul Voiculescu. A fost așa o greșeală a mea. Nu, niciodată nu o să fiu, pentru că nu am de gând să plec din corabia. Ba, am deja o vârstă și n-am de gând să mai plec de acolo. Așa zice și domnul Voiculescu că nu pleacă de la Congres și acum e senat. Haideți, lăsați. Nu se poate conduce un partid de la 100 de kilometri. Lăsați modestia asta, domnule profesor. Haideți, vă spun sincer. Da. Deci chiar m-am hotărât, o să rămân la corabia. Se poate conduce și de la, da, bine, l-ați liniștit. Sau i-ați liniștit. Bun, domnul George Ciucu, președinte PNL Corabia și vicepreședinte PNL și purtător de cuvânt. Vorbeam de faptul, înainte de publicitate, și vreau să ne întoarcem la subiectul ăsta, că în România, că România este țara cu cea mai mare evaziune fiscală din Europa. Și că ANAF-ul a găsit corupții și evazioniștii. Profesorii din meditație, coafezele, floralesele și ce mai e? Nu mai știu. Mă rog, în special pe astea trei așa se pun tunurile deci, acum. Cred că vreo coafeze, dacă dau acum 5 telefoane, sigur găsesc una care, două din 5 care să fie amendate de ANAF. Dar florari n-am auzit până acum, vreun florar să fie amendat de ANAF. Deci n-am auzit. Da. Bun, și ne întoarcem la pe mine mă râcăie foarte, foarte, foarte tare chestiunea asta cu profesorii, domnule profesor, că sunteți profesori și v-am spus că trebuie să vorbim în seara asta și pe zona asta. Și mă râcăie foarte tare pentru faptul că vine câmpeanul al dumneavoastră, domnul profesor universitar specialist în utilaje agricole, ceva de genul, da? Domnul inginer, așa, nu mai contează, e ministrul educației. Și vine și spune, în ordin de ministru, interzicem la clasă meditațiile cu copiii de la clasă. E, nu pe bune. Și aici, credeți-mă că eu sunt foarte revoltată și vă spun și de ce sunt revoltată. Pentru că, domnule profesor, eu pe banii mei fac ce vreau. Eu am tot dreptul constituțional să-mi aleg și profesorul, da? Că dacă am un copil bun, mi-l duc și eu într-o clasă unde știu că sunt profesor de elită. Dacă am un copil prost, mi-l duc într-o clasă de nivel mediu, nu mi-l duc într-o clasă de elită, cu profesori poate la fel de buni, dar care nu au înșelat în, nu știu, în Olimpiada Internațională. Uite, dau așa un exemplu, da? Ca să nu se supere nimeni, că nu vreau. Toți profesorii din punctul meu de vedere sunt buni, după cum medicii sunt și ei profesioniști pe fiecare pe specializarea lui. Deci, revin și spun, am dreptul să-mi aleg profesorul, pe banii mei fac ce vreau. Am dreptul să-mi aleg medicul, pe banii mei fac ce vreau, într-o țară liberă încă. Pe de-o parte, pe de cealaltă parte,
Domnul Câmpeanu, dar vezi că domnul Câmpeanu, de unde se știe domnul Câmpeanu ce e într-o școală? Domnul Câmpeanu trăiește globul său de sticlă, nu? Pe de altă parte, mai bine decât profesorul de la clasă, pe care eu îl rog frumos să mă ajute. Cine-mi cunoaște mie copilul? Să dea și rafila un ordin de ministru în care să spună medicii nu mai au voie să acorde consultanță vecinilor și doar rudelor până la gradul 2 și după aia pe restul să și paseze între ei. Ce țară e asta? Ce nebunie asta? În primul rând, nu știu dacă a apărut acest ordin de ministru. E, deja. În al doilea rând, meditația, deci a medita un copil este un lucru facultativ. Este benevol. Păi asta spun că pe banii mei fac ce vreau. Da, nu este ceva obligatoriu. Aici, să știți că aș vrea să văd, nu a apărut, dar aș vrea să văd și eu acest ordin de ministru. Pentru că nu știu dacă știți sau dacă o să vă vină să credeți ceea ce spun, există profesori care fac meditație la clasă, din timpul lor liber, în cadrul școlii, fără niciun ban. Da, 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 da. Și da. Chiar sunt curios, în cazul ăsta, probabil că nu o să le da, mai ce permită le faci? Ce le să faci? Facă treaba asta. Dar vreau să văd ordinul de ministru. Deci sunt profesori, și mulți profesori cunosc, care pregătesc copiii pentru bacalaureat, pentru capacitate, pentru, știu eu, chiar dacă sunt la clasa 3-a, 4-a, fac ceva suplimentar, că nu le ajung timpul să facă cu ei. În cazul acesta, nu știu, în ordinul ăla de ministru, cum o să scrie? E aberant, domnule profesor. Da, e aberant dacă se va întâmpla așa ceva. Este. Eu sunt unul dintre cei care o recunosc. În al doilea rând, bun, dacă am rezolvat toate lucrurile în țara vreau asta, să vă opresc un pic să dau alt exemplu. Soția noastră e profesoară de română. Nu, e învățătoare soția. Da, mă rog, învățătoare, da? Și eu vreau să o aduc pe Olguța mea de la Slatina, care în clasa a treia, dau exemplu copilului meu ca să n-avem vorbe, să ne auzim vorbe, la doamna Ciucu la matematică, că explică mai bine, Olguța înțelege și așa mai departe. Păi mă oprești tu pe mine? Nu. Să fac ce vreau eu? Nu, asta nu se va întâmpla niciodată. Eu cred că... Ba se va întâmpla? Aștept. Eu cred că a fost ceva înțeles greșit. Pentru că domne, se tot, urlă domnul Câmpeanu, domnul președinte. Se tot vorbește președinte. Despre aceste meditații. Uite, caut declarația aia și nu o găsesc. Tot, vă rog, se tot vorbește despre aceste meditații, cum că, da, știm, în România se fac meditații pe bani. Asta e de când lumea și pământul, nu s-a inventat. Inclusiv aseară a fost la un post central de televiziune. Domne, dacă n-a pistonat pe asta, de ziceai că... Eu, sunt deci, cei mai vrea să ajungă tot la chestia cu impozitarea. Adică dacă un profesor face bani din meditații, să fie impozitat. Bun. Nu am o problemă cu asta. Da, și cred că sunt mulți profesori care s-ar declara. Da, domnule, uite, eu lucrez pe banii ăștia, te încasez și uite banii la stat. Dar ca să... Eu nu am auzit asta și... Cum n-ați auzit? N-ați auzit că interzice? Că, haideți, domnule... Ca să spui că... adică nu pot să cred că spuneți că n-ați auzit. N-am fost atent la chestia asta. Că interzice meditațiile cu profesorului cu elevii de la clasă. Păi și cum să facem? Atunci facem în ilegalitate, îi ducem ascunși, cum facem? Ne întâlnim în locuri secrete? Nu se poate așa ceva, e o aberație. Facem case conspirative, că e o aberație, nu se va putea așa ceva. Cred că este un caz, o exprimare nefericită. Nu este o exprimare nefericită, din păcate nu găsesc acum firar să fie mă uit și nu găsesc declarația domnului Câmpeanu ca să vă pentru că am spus, eu sunt profesor, da, de meserie, nu mai lucrez de ani de zile în învățământ, dar nu, ce-mi face? Dacă eu vreau 5 elevi domnule, buni pe care vreau buni, să-i pregătesc, exact, asta vreau am să 5 spun, elevi da. Buni pe care poate vreau să-i buni? Pregătesc și mă duc cu ei într-o sală de clasă și nu le iau niciun ban. Ce îmi spune că n-am voie să fac asta că sunt profesor la clasă? Cred că e ceva de genul ca profesorii la clasă să nu facă presiune pe elev să vină la el la meditație. Am înțeles că ar mai fi și astfel de cazuri. Nu, nu este. Cunosc așa ceva. Nu este. Pe partea cealaltă, ceea ce spuneați dumneavoastră asta e așa. Ceea ce spuneați dumneavoastră cu copiii cu clasele, unele foarte bune, unele medii și așa, aici... Dar e normal să fie colegii așa. Mei, da, dar aici, stați puțin, colegii mei fac o greșeală. Colegii mei, cadrele didactice, spun aici, fac o greșeală. Greșeala se numește de evaluare. Cum faci evaluarea și de ce o faci la nivelul clasei respective? În urmă cu mulți ani de zile,
Eu am avut o discuție foarte aprinsă cu o doamnă directoare de la o școală, pentru că într-o clasă, la educație muzicală, cea mai mare medie pe care am dat-o a fost 7. Restul au fost de 6 și 5. Am dat o medie de 7, restul de 6 și 5. Și era foarte revoltată doamna și îmi spunea cum e posibil așa ceva ca la educație muzicală să dai cea mai mare medie din clasa respectivă 7. Pentru că evaluarea trebuie să o facem pe ce știe copilul, nu pe nivelul clasei. Nu că dacă este unul chior în țara împăraților, trebuie să-l fac rege. Da? Adică nivelul acelei clase era o clasă cu copii cu probleme care efectiv nu știau să scrie. Cum să-i dau 10? Da. Cum să facem așa ceva? Dar aici și dumneavoastră, o iau și eu pe urma doamnei. Ce naibii de nu știau copiii aia să le dați 5, 6 și 7 la muzică? N-aveau, nu știau să scrie. Afoni. Păi nu, că noi nu predăm lăutărie. Educația muzicală înseamnă altceva. Înseamnă cheia sol și educația muzicală înseamnă teorie. Și, educația muzicală înseamnă 80% teorie și 20% practic. Așa de rău erați, nu? Nu eram rău. Dădeam notele destul de ușor. Dar nu puteam să fiu de acord că aveam discuțiile astea că veneau din mediul rural și veneau cu 10 pe linie și pe la examenul capacitate luau 2,30, 2,50. Iar nu mi se părea corect. Cum într-o clasă avem tendința ca un copil, dacă este de, știu eu, nota 7-8, să-i dau 5 și 6 că e cel mai slab din clasa aia. Deci trebuie în primul rând evaluarea. Baremul de evaluare trebuie pus la punct. Cerințele cum să evaluezi copilul respectiv. Asta este. Vi se pare că evaluarea domnului Câmpeanu pe profesori ăștia în care dă și cutunul mai nou, e una corectă? Vi se pare că asta înseamnă România educată? Da, este greu de răspuns. Domnule, se permite că nimeni, eu n-am auzit pe nimeni din... Asta cred că ar trebui să răspundă cei care sunt în fenomen. Ar trebui să răspundă profesorii cum sunt. Eu, ce să, aș fi normal... Deși nu ia mai, uitați, domnule, deși nu mai sunt la catedră de ani de zile, aș fi subiectiv. Ia, vă rog. Jucați-o pe asta. Că ți se arăți că n-ați auzit, că n-ați auzit noastră. Te auziți acum. Ministerul Educației vrea să interzică prin lege meditațiile cu profesorul de la clasă. Până acum, interdicția figura într-un ordin de ministru din 2018, care însă nu a fost aplicat. Practic, elevii care vor avea nevoie de meditații la o anumită materie vor trebui să caute un alt profesor diferit de cel de la clasă. Interdicția va fi aplicată din anul școlar 2022-2023, iar dascălii care nu vor ține cont de ea sunt pasibili de sancțiuni, a anunțat ministrul Educației Sorin Câmpeanu la Digi24. Este de aseară și se bate monedă pe ea de mult. Deci domnul Câmpeanu... Deja am zâmbit. Câmpenește, adică... Nu, deja am zâmbit. Nu se va întâmpla asta. Nu se va întâmpla. Este imposibil. Păi, ce facem în cazul acesta? Îi învățăm și pe copii și pe profesori să mintă. Da? Da. Da, haideți să iau pe partea cealaltă, da? Să zic că sunt... Păi nu. Deci, acum... Vă abuze, dar nu ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns, știți? Stați puțin. O să zică lumea că sunt absurd. Eu mâine mă întorc la învățământ, da? Și la clasă îl am pe nepoțelul meu, pe băiatul fratelui meu. Da? Da. Și acasă n-am voie să lucrez cu el. Pe Vladimir, da? Da. Acasă n-am voie să lucrez cu el. Nu pot să fac meditații cu el, că îi sunt profesor la clasă. Da. Da? Da. Bine. Nu se va întâmpla asta, n-are cum. Ziceți dumneavoastră. Da, sunt convins. Nu se va întâmpla. Cred că și-a ales nepotrivit... Cuvintele, cine știe ce consilier i-a fi pus o hârtie pe care a citit-o, nu? Deja... Păi, eu când vă spun că luminații sunt fără număr în țara asta. Nu se poate, dar stați puțin. Știu două învățătoare care au copii, învățătoare, sunt foste colege de ale mele, care au copii la clasă. Da? Ce-i facem? Ne interzice domnul Câmpeanu. Nu. La altă învățătoare n-ai voie. E absurd așa ceva.
Normal că este. E absurd, da. Adică absurd. Deja intrăm pe... Nu-mi place să... Deja intrăm pe... Știți că, de nicio... zis că e de... într-o țară e... încă liberă. Când e de apărat, apăr, da? Dar mai ales că am fost părtar de meserie. Când e de apărat, apăr. Dar așa ceva, nu pot. Mi-ar fi rușine de mine să spun că da, domnule, e corect bine, ce se întâmplă. Când o intra ordinul în vigoare, aici, da? În fața telespectatorilor, vă chem din nou. Sau mă sunați și spun că e cea mai mare prostie pe nu care am văzut. Nu vă chem, că nu pot să vă toc pe telefon. Aici, mă puneți pe video. Aici trebuie să vă fac și ce live, ca să zic așa. Dar asta e de copii, spun lucruri trăznite. Păi, domnul Câmpeanu e personajul principal. Să fie Santos. La faza asta. Și mai spune domnul Câmpeanu în felul următor. Domnule, eu nu știu, eu pe cuvânt vorbeați de cazier la profesor. Domnule, dă o evaluare psihologică că... Ce profesori iau evaluări psihologice? Păi domnul Câmpeanu, eu vorbeam la miniștri. La miniștri așa o evaluare psihologică ar da rău la CV? Profesorii au și cred că au și prin ministere. Profesorii au evaluare psihologică. Eu vorbesc la miniștri, nu vă mai faceți că nu înțelegeți. Păi evaluare psihologică la miniștri ar da rău? La CV, zic și eu? Da, cred că au, cum? Măi, au! Cum să aibă? Păi când se întocmește fișa medie. Păi n-am nici parlamentari, că dacă aveau Simion nu mai era parlamentar cu Sau Șoșoacă. Ba, dacă ea maschează bine. Ziceți? Da. Deci dacă îi face lui Șoșoacă o evaluare psihologică, iese că predă-o, trimite-o la catedră. Haideți că mai avem 3 minute din emisiune și mai vreau să atacăm un subiect, că le-am ciuruit așa pe toate, dar am trecut și de la... PSD și de la PNL și am vorbit despre toate și despre toți, absolut imperativ și deschis în emisiunea asta. Domnul președinte, dar domnule, dă băiatul ăla din guvern cu secui și cu imnul secuiesc de care nu s-a legat nimeni, ăla care n-a vrut să spună într-o emisiune televizată imnul României, niște nu l-a versuri. Știut. Mai grav. Eu zic că l-a știut, dar n-a vrut. Eu zic că nu l-a știut. Dar putea măcar să, după moderatorul ăla, să fi zis, da? Doamne, dar cu ăștia ce facem? Îi tolerăm parte, așa? Fac parte și ei de acolo. Problemele da? Sunt că... Ăla o fi cel mai luminat între luminați? Și noi cei mai proști dintre proști? Da, este... L-ați mai ține, domnule, în guvern pe ăla? Nu. Nu, și o spun deschis. Dar... vedeți, e o chestie cu minoritatea maghiară și... Da, fără de Grindeanu... Eu... Toată lumea mucles. Eu am fost în Ținutul Secuiesc în urmă cu vreo 3-4 ani de zile și cu stupoare la o stație de benzină nu a vorbit nimeni în limba română cu mine, n-a reușit să mă înțeleg și cu atât mai mult într-un restaurant, când am cerut meniu, a venit și foarte stâlcit, a spus o domnișoară, nu vorbește românește. Și am mâncat cu greu, mă rog, l-am arătat prin semne pe acolo, de ziceai că sunt nici engleză, nu rupeau nimic, de parcă mă simțeam ca și cum aș fi... Erați în altă țară, deși erați în țara dumneavoastră, da. Deși am făcut așa, da, acolo e grav ce s-a întâmplat, dar nu știe imnul României, ei sunt acolo... Dom'le, nu știe grav ce s-a întâmplat, sunt de acord cu dumneavoastră, așa suntem revoltați. Dom'le, dar tolerăm așa la nesfârșit, da? Ne facem că... Credeți că ăsta nu e vedem. Un motiv să-i scoată de la, din coaliție? Că până la eu n-am spus, putea... nu rezolvăm era nimic trebuie, și nici da, nu merită trebuie... scos UDMR-ul din coaliție. Nu pot să nu fiu absolut imperativă și obiectivă și imparțială și să spun că miniștrii de la UDMR au avut meritele lor. E domnul de la dezvoltare... E ok. Tot respectul, vorba aceea, da? E ok. Dom'le, dar măcar schimbă, dom'le, face parte la... Ăla este reprezentantul guvernului României. Da, și ia-l de acolo, trimite-l în Ținutul Secuiesc, pune-l să picteze și să deseneze ce vrea el și ce drapele și ce mai vrea și înlocuiește-l, domne. Înțeleg că este și un fost sportiv și pe mine mă surprinde. Că adică Ciucanul nostru e militar de carieră, e general de stat major, e cu de la, am înțeles, să trăiesc cu... La asta vă că e... Da, este un... Culcat! Este un derapaj. Nimeni nu-i zice nimic. Nu, e bun acolo. Bun. Punem punct emisiunii din această seară. Vă mulțumesc foarte, foarte deosebit pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă aștept după ce da domnul Câmpeanu cu... Nodă. Cu mucingat, ca să zic așa direct. Da, o vedea.
Mulțumesc mult de tot. Uite, n-am avut timp să vă mai întreb ce e pe la Corabia, dar cred că toate bune și frumoase, că și acolo sunteți în coaliție. Nu suntem exclus, stați puțin, nu-mi chem așa. Nu suntem în nicio coaliție. Sunteți în coaliție numai când vreți dumneavoastră. Nu, unde vă convine, nu sunteți niciodată. Unde nu vă convine, ban, nu sunteți. Din contră, proiectele... Dar ce aveți, spune că e băiat rezon. Dar nu știu cine e Oane și nu mă interesează. E domnul primar. E domnul primar temporar, că toți sunt temporari și toți suntem temporari pe niște funcții. Domnul primar e cam temporal de vreo 2-3 mandate. Grupul PNL din Consiliul Local Corabia, ceea ce consideră că este benefic pentru oraș, votează fără niciun fel de discuție, ceea ce nu corespunde. După deget, așa, le arătați degetul, nu? Nu, le arăt că eu nu sunt consilier local, n-am ce să fac acolo. În ședințele de partid, hai, nici că știu eu cum e. În ședințele de partid, ceea ce ni se pare nouă că nu este ok, votăm împotrivă. Sigur. Bun. Deci, ați auzit, da? Totul în folosul românilor, spre binele lor, ceea ce vă doresc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, s-a terminat imperativ. Ne revedem joia viitoare. Până atunci, seară minunată! Mulțumesc, domnule profesor! Și eu mulțumesc!